Și noi ne-am apucat să împodobim bradul, ne-am adus toate ustensilele aici. Bagă-te rog frumos curiaua la locul ei. Și am pus să legăm globurile, că a oață. Astea sunt gata legate și era bine dacă erau toate legate, dar na, nu sunt și mai avem alea de legat. Și abia am mâncat. Opa așa. Opa așa. Selena a mâncat paste fierte cu parmezan deasupra, că ea nu mănâncă cu sos, cu nimica. Da, și mama a mâncat cu sos și cu ciuperci. Da, eu mi-am făcut un sos cu ciuperci, cu usturoi și cu parmezan și aia am mâncat eu cu Marc. Puftim. Stai un pic și acum ne punem să ne terminăm treaba. Thank you.
face băiatul acolo? Opa! Opa! Cum știi tu să fluieri? Ia uite! Ia! Ha, fluieră! Cum fluieră băiatul? Hop, hop, hop! Ia! Și voi încheia vlogul aici. Este ora 11 și nici nu mi-am dat seama că a trecut timpul așa de repede. Și sunt un pic tristă pentru că din 5 instalații am mai găsit doar 2 și una e lungă, una e scurtă. Să nu mergeți la bucătărie, că am dat cu mopul. Selena a vărsat pe jos castronul cu cereale cu lapte din greșeală. Cerealele erau mâncate, dar a rămas laptele și mi-a făcut numai lapte pe jos și a trebuit să dau de 2 ori cu mopul. Și din alea 5 instalații, 3 erau câte un fir de slipit și culmea că nu mai mergea să băgăm în priză. Și da, a trecut timpul așa de pe nici nu mi-am dat seama când am... Ce faci, Sally? L-ai dat jos, Sally! Dar de ce nu ai grijă? De fiecare dată le iei și îl dărâm jos. Și uitați și bradul cum arată, așa. Doar că... Momentan, v-am zis, are doar 2 instalații. Atât. Și haideți să vă arăt și cu becul aprins. Mie îmi place super mult cum a ieșit. Aș vrea să-i mai iau să-i bag niște felii de portocale. Să vedem cum iese. Pentru prima oară o să pun așa ceva. Am văzut și eu pe internet. Nu știu cum va arta, dacă îmi place las, dacă nu, nu. Și mâine sau zilele astea, dar mâine aș vrea să mă duc să iau 2 instalații de aici, de la noi din cartier. E un magazin unde au instalații și vreau să iau 2. Una multicoloră și eventual una cu, nu știu, o lumină diferită, ceva aș vrea. Am avut 3, din păcate, alea 3. Așa de tare m-am ofticat că erau așa de faine. Dar ce să facem? Și ăsta mic a început să meargă numai în picioare. Da, mama, da. Și vreau să vă zic că am avut de furcă. Eu puneam globul, iar îl dădea jos. Iar îl puneam, iar îl dădea jos. Ce faci, mama, acolo? Nu e voie? Nu, uite. Mă supăr pe tine. Nu e voie. Nu e voie. Nu, nu, gata, hai. Hopa! Și mi-ar place să mai iau niște decorațiuni, am văzut că se poartă niște flori. Și dacă o să aibă soțul meu drum la Jumbo, o să iau să bag niște flori așa în unele locuri. Am văzut la mai multe fete, de exemplu la Andreea Bănică. Am văzut că și-a împodobit bradul și avea niște flori din alea argintii și așa aș vrea și eu să-mi pun. Ia să prindem noi globul. Da, mama, ce explică băiatul aici? Da, dar ce spui tu acolo? Da! Și noroc că Marc s-a trezit pe la vreo 6 și un pic de îmi rezistă el și mi-a stat așa de mult. Da, mama! Dar ce spui tu, gărgărița mea? Da! Și cred că rocesc amândoi din nou, că atâta strănută de des amândoi, nu știu... Așa m-am săturat, așa de greu e, Doamne, și ăsta mic nu poate să doarmă din cauza nasului. Și culmea că nu pot să stau să-i tratez, de exemplu îi tratez o săptămână, 2, bag siropuri în ei, la care la câteva zile iar îmi răcesc, cel puțin Marc, Selena nu prea. Și de asta zic că nu știu ce să mai fac și cum să mă mai descurc cu lucrurile astea și cu răcelile astea. Dacă nu-i dai de răceală și nu-l tratezi, și că e posibil să ajungă să facă astm. Dacă îl tratezi, nu e bine că medicamentele afectează ficatul. Nici nu știu cum să iau și cum să procedez ca să iau să-i fac bine, că m-am săturat. Greu. Nu, 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 nu! Asta îmi devastează toate globurile. Mai Marc, mă, dar nu e voie, mami! Dar tu toate globurile mi le dai jos.
Și cred că o să iau și o să mai cumpăr poate niște globuri. Ei, nu-i voie. Da, nu-i voie. Că mi se pare cam gol așa, nu știu, Bradu, e prea, prea des, prea... Ia-l, ia-l, te rog frumos, hai, ia-l, uite-o și pe asta. Ia-l pe fractul că te arăt după aia, haide, ia-l. Ia-l că uite ce-mi face, eu pun globul, el îl ia. E. Da. Și vorbește el, explică. Și o să scot instalația că nu o las peste noapte, că nici nu știi ce se poate întâmpla. Hai să vă arăt pe Selena. Și avem și brăduțul ăsta mic drăguț, l-am pus pe pantofar în hall. Nu e de la Jumbo, e de la Ocean. Și am scos instalația că mi este teamă să o las în priză. Da, păi. Și nu. Nu, 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 nu. Hai în camera mică. Hai să plecăm în dormitor la Nani. Mă, ia uite, iar mi-a luat. Măi, Marc, mă, dar ești culmea, mă, mamă, mă, dar nu pot să las nimica. Măi, mamă. Stai cu minte. Măi, mamă. Dar așa mi-ai făcut de când m-am apucat să fac bradul ăsta. Stai în continuu, mi-ai scos. Bine, mamă, du-te și pune la locul lui. Nu vezi că uite cât s-a făcut și ceasul și a trecut timpul și noi nici nu ne-am dat seama. Și ceva și tu mâine trebuie să mergi la grădiniță, la grădiniță. Da. Și sunt și eu super obosită și tu cred că ești așa? Da. Ia să luăm. Și vom încheia vlogul aici. Vă mulțumim din suflet că ne urmăriți și ne revedem curând. V-am pupat, pa, pa.